Pregătiți-vă, bucureșteni! Se anunță o seară de neuitat, plină de muzică, emoție și spectacol. Hedwig e din nou în oraș. După o absență de câțiva ani, acest musical iconic revine pe scena bucureșteană. Celebrul musical rock, Hedwig and the Angry Inch, a revenit în orașul vibrant. Bucureștiul, cunoscut pentru cultura sa bogată și diversitatea sa artistică, este locul perfect pentru acest spectacol unic. Se joacă acum la Teatrul Stella Popescu. Acest teatru renumit găzduiește unele dintre cele mai impresionante producții din țară. Spectacolul este o aventură sălbatică plină de rock and roll, inimi frânte și autodescoperire. Povestea lui Hedwig, o cântăreață transgender din Germania de Est, este una de curaj, iubire și reziliență. Nu ratați ocazia de a vedea despre ce este vorba. Publicul este mereu captivat de energia și pasiunea care emană de pe scenă. Iar pentru Hedwig, aceasta nu e doar o revenire. Este o reafirmare a identității și a puterii de a depăși obstacolele. E ca și cum ar veni acasă. Fiecare notă cântată și fiecare cuvânt rostit sunt pline de semnificație și emoție. Publicul român are o legătură specială cu acest spectacol. De fiecare dată când Hedwig urcă pe scenă, se creează o conexiune profundă între actor și spectator. Emoția pură și muzica puternică au un impact deosebit aici. Fiecare acord de chitară și fiecare vers cântat rezonează adânc în inimile celor prezenți. Pregătiți-vă să o vedeți pe Hedwig ca niciodată. Acest spectacol promite să fie o experiență memorabilă, plină de momente de neuitat și performanțe extraordinare. Nu ratați această ocazie unică de a fi parte din magia Hedwig and the Angry Inch, aici, în inima Bucureștiului. Hedwig and the Angry Inch este mai mult decât un simplu musical. Este un fenomen cultural. De la primele acorduri de chitară până la ultimele aplauze, spectacolul reușește să captiveze și să emoționeze publicul într-un mod unic și profund. Creat de John Cameron Mitchell și Stephen Trask, a debutat off-Broadway în Ian Opson 98. Această colaborare a dus la nașterea unui spectacol care a redefinit genul rock musical. Mitchell și Trask au combinat talentul lor pentru a crea o poveste care este atât de personală, cât și universală. Povestea urmărește pe Hedwig, o cântăreață transgender din Germania de Est. Ea a trecut printr-o operație de schimbare de sex nereușită și se luptă să-și găsească identitatea și locul în lume. Ea este vocea unei trupe rock. Trupa ei, The Angry Inch, este formată din muzicieni talentați care o însoțesc în călătoria ei muzicală și personală. Merg în turnee prin toată lumea. Fiecare oraș aduce noi provocări și oportunități pentru Hedwig și trupa ei. Turneele nu sunt doar despre muzică, ci și despre descoperirea de sine și conexiunea cu fanii. Pe parcurs, ea își spune povestea. Fiecare spectacol este o confesiune, o deschidere a sufletului în fața publicului. Hedwig își împărtășește durerile, bucuriile și speranțele, creând o legătură profundă cu cei care o ascultă. Spectacolul a fost un succes instantaneu. Publicul a fost captivat de energia și emoția pe care Hedwig și trupa ei le aduc pe scenă. A câștigat un premiu Obie și un premiu Outer Critics Circle. Aceste recunoașteri au confirmat impactul și valoarea artistică a spectacolului. Hedwig și-a câștigat rapid fani loiali. Acești fani nu sunt doar spectatori, ci și susținători pasionați care se regăsesc în povestea ei. Muzica este antrenantă, iar povestea este profund emoționantă. Fiecare cântec este o piesă din puzzle-ul vieții lui Hedwig, reflectând luptele și triumfurile ei. Este o poveste despre dragoste, pierdere și găsirea locului tău în lume. Hedwig and the Angry Inch nu este doar un spectacol, ci o experiență care te face să reflectezi asupra propriei tale călătorii și identități. Este un testament al puterii muzicii și teatrului de a transforma vieți și de a aduce oamenii împreună. Producția bucureșteană a lui Hedwig este cu adevărat specială. Are o distribuție și o echipă talentată. Munca lor asiduă nu a trecut neobservată. Producția a câștigat mai multe premii UNITER, cea mai înaltă distincție teatrală din România. Tudor Cucu Dumitrescu oferă o interpretare puternică în rolul lui Hedwig. El întruchipează perfect forța și vulnerabilitatea personajului. Lucian Ionescu este la fel de strălucit în rolul lui Yitzhak, soțul și backing vocalul lui Hedwig. Chimia dintre ei pe scenă este incontestabilă. În esență, Hedwig este o poveste despre căutare. Hedwig caută iubire și acceptare.
De asemenea, ea își caută adevărata identitate. Este o supraviețuitoare. Hedwig s-a confruntat cu greutăți și prejudecăți, dar nu își pierde niciodată speranța. Călătoria ei este atât sfâșietoare cât și inspirată. O vedem la cele mai mari realizări și la cele mai profunde căderi. Prin toate acestea, spiritul lui Hedwig strălucește. Ne învață cât de important este să fim fideli nouă înșine, indiferent de cost. Secțiunea 5. Dincolo de sclipit și glamour. Hedwig este un spectacol vizual, costumele sunt extravagante, machiajul este strălucitor, muzica este puternică și energică, dar sub suprafață se ascunde o mare de emoții. Hedwig nu se ferește de subiecte dificile, explorează teme precum identitatea de gen, dragostea și acceptarea. Ne provoacă să privim dincolo de aparențe. Ne cere să vedem umanitatea din fiecare, chiar și în cei care par diferiți. Secțiunea 6. Puterea muzicii și a poveștilor. Muzica este inima lui Hedwig and the Angry Inch. Melodiile sunt antrenante, amuzante și sfâșietoare. Ele conduc povestea mai departe. De asemenea, se conectează cu publicul la un nivel emoțional profund. Muzica rămâne cu tine mult timp după ce spectacolul s-a terminat. Hedwig ne amintește de puterea poveștilor. Prin muzică și dialog, experimentăm bucuriile și durerile lui Hedwig. Învățăm să empatizăm cu luptele ei. Celebrăm triumfurile ei. Secțiunea 7. O poveste universală. Deși povestea lui Hedwig este unică, este totodată și universală. Cu toții tânjim după iubire și acceptare. Cu toții ne căutăm locul în lume. Hedwig ne amintește că nu suntem singuri în luptele noastre. Temele spectacolului rezonează cu oamenii din toate culturile și limbile. Nu este de mirare că Hedwig a fost îmbrățișat de publicul din întreaga lume. Este o dovadă a puterii conexiunii umane. Secțiunea 8. Bucureștiul o îmbrățișează pe Hedwig. Bucureștiul este un oraș cu o istorie artistică bogată. De la arhitectura sa impresionantă la muzeele și galeriile sale de artă, orașul este un adevărat centru cultural. Fiecare colț al orașului spune o poveste, iar arta este o parte integrantă a vieții de zi cu zi. Este un oraș care îmbrățișează diversitatea și creativitatea. Străzile sunt pline de artiști de stradă, muzicieni și performeri care aduc un suflu nou și vibrant orașului. Evenimentele culturale sunt la ordinea zilei, iar locuitorii sunt deschiși la noi experiențe și perspective. Este locul perfect pentru ca Hedwig and the Angry Inch să prospere. Teatrul din București este cunoscut pentru producțiile sale inovatoare și pentru capacitatea sa de a aduce pe scenă spectacole care provoacă și inspiră. Publicul bucureștean este cunoscut pentru aprecierea sa față de arta de calitate și pentru deschiderea sa către noi forme de expresie. Revenirea spectacolului la Teatrul Stella Popescu este o dovadă a scenei teatrale vibrante a orașului. Teatrul Stella Popescu este un loc emblematic, cunoscut pentru găzduirea unor producții de înaltă calitate și pentru sprijinul său constant față de arta teatrală. Fiecare reprezentație este o sărbătoare a talentului și a pasiunii. Hedwig oferă un mesaj de speranță și rezistență. Povestea sa este una de luptă și triumf, de găsirea identității și de acceptare.